Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Doi fermieri, doi oameni care în domeniul lor sunt extrem de cunoscuți și extrem de pricepuți. Unul vine din Prahova, unul vine de aici, de lângă București. Pe unul îl cheamă Costel Caraș. Bună ziua, domnule Caraș. Bună ziua. Pe unul îl cheamă Traian Dobre. Bună ziua, domnule Dobre. Bună ziua. Domnul Dobre, cel din stânga imaginii, cum vă uitați dumneavoastră la televizoare, este un fost telespectator de-al nostru. Știți că avem obiceiul ca pe telespectatorii cei mai cu vervă, cei mai serioși, cei mai sănătoși la cap atunci când intervin la noi în emisiune în direct, să-i invităm de la telefon direct aici. Este singura televiziune din România și singura producție de televiziune din România care vă transformă, uite așa, peste noapte din telespectatori în participanți aici, în platourile B1 TV. Ați mai pomenit așa ceva? Sincer. Sunați-vă prietenii, vecinii, rudele, ați mai văzut așa ceva? Adică acum câteva zile Nea Traian Dobre era pe telefon și vorbea din Prahova cu noi. Mie mi s-a părut că e un om extrem de interesant, vorbește bine, vorbește românește, iubește țara, iubește agricultura. Și ce m-a făcut cu adevărat și cu adevărat să-l chem și să declanșăm cu dânsul o discuție este, uite, o arăt la doi, o carte. Am văzut-o inițial pe internet, după aia am primit-o cadou, Traian Dobre, am avut cândva pescuit oceanic. Omul ăsta a scris cartea. Cartea este extrem de interesantă, vă sfătuiesc să o citiți, pentru că afacerea Flota nu este doar ce știți voi, aia cu Băsescu și cu navele, nu. Afacerea Flota este o tragedie pe care România a trăit-o după 1989, după 90, prin dispariția aproape totală. Dar o să ne spună Nea Traian, a flotei de pescuit oceanic pe care România în perioada comunistă o avea. Da, știu, o să spună retardații că sunt nostalgii comuniști. Nu, nu e adevărat. S-au dus petrolierele, s-au dus mineralierele, s-au dus toate navele noastre, s-au dus și navele de pescuit oceanic odată cu ele. Noi suntem nostalgici după nave, nu după comuniști. Bravo, noi suntem, bravo Costel. Noi suntem nostalgici, cum bine spune domnul Caraș, după navele României, nu după comunism. Un subiect extrem de important pe care l-am și promovat. Domne, un vierme, nici nu știu să-i pronunț numele, o să vedeți, e complicarea la dracu cu el. Un vierme care există în pești. O să ziceți, și ce? Ați descoperit apa caldă? Nu, nici pe departe. Am descoperit cât de mare și gravă și grav este subiectul, cât de gravă e problema. Pentru că, citind pe site-ul, de exemplu, răpitori.ro, le mulțumesc celor de la răpitori.ro, de acolo mi-am luat foarte multe informații azi. Am căutat de mi-au ieșit ochii, surse de informare corectă. De la pescari, ăia care se scoală la... Nici nu se culcă, de fapt, că la 1 noaptea pleacă la pescuit. Răpitori.ro este un site pe care am găsit informații despre acest pește, acest vierme. Și ce mi-a atras atenția, și o să discut și cu Nea Traian și cu Costel, și cu voi cei de acasă, oamenii spun că i-au găsit vierme ăștia în toți peștii pescuiți, în toți. Deci nu într-o 10%, în toți. În toți peștii pe care i-au pescuit în delta Dunării și mai nou în Amonte, adică în, pe Dunăre, în diverse locuri de pescuit pe Albia Dunării. Și în secundă am zis, bă, mâncați-ți gura, nu e în regulă, dacă așa e. O să avem la telefon și unul dintre reprezentanții șefii pescarilor, că și pescarii au șefi, ca toată lumea, nu există, dacă sunt doi oameni, unul e șef. Deci pe șefii pescarilor, o să avem o corespondență din Italia de la un specialist în nutriție să ne spună ce-i cu vierme ăștia și cum gestionează Italia problema viermilor din pește. Dar o să vă întrebați ce-i cu valizoiul de pe masă, ce-i cu gentoiul de pe masa mea. L-a adus, știți că niciodată Caraș nu vine cu mâna goală la emisiune, ori o umple de salamuri cu euri, ori face lapte în direct, că a venit toată și ne-a făcut lapte în direct din prafuri și ne-a spus, ne-a stins lumina în creieri, că laptele pe care l-a făcut nu are legătură cu nicio vacă. Ori astăzi a venit cu un geamantan noi. Eu am crezut că a plecat de acasă prima oară. Zic, bă, nu, tu ai, că prima care a crezut că a plecat de acasă, că vreau să plec de acasă, a fost Suzana, nevastă mea. Unde te duci cu geamantanul ăla? Păi mă duc la Tudor. Cum? Pleci de acasă? Da, a crezut că pleacă de acasă. Ce conține geamantanul, domnul Caraș? Geamantanul conține foarte multe hârtii. După părerea mea, 90% dintre ele, fără niciun fel de valoare efectivă, dacă vorbim despre calitatea, da, produsului lapte. Lasă-mă acolo așa. Dar... Mă, nu ți-ai luat alte documente decât cele de care am vorbit? Nu, am luat decât ceea ce privește sănătatea animală și verificarea... Vă uitați-vă puțin, eu am să scot din această... Vă spun, sunt mii de documente, mii... Pe care fermierii sunt obligați să le țină zilnic și lunar.
zilnic și lunar. Documente în care... Vă rog frumos să mă credeți. Eu cunosc, acolo, bineînțeles. Acolo sunt pașapoartele la vaci, că tu am vrut să-ți arăt că mă tot întrebai cum vacile au pașaport. Astea da, sunt pașapoartele tuturor văcuțelor tale? Da, fiecare vacă cu măsa, cu taso, cu tot. Da, este foarte corect. Corect să aibă pașaport. Cu toate, da, băi, normal, ca și oamenii. Da. Bine. Deci, repet, balijoiul ăsta... Numai trebuie să știi că fiecare pașaport din ăsta costă bani, adică să nu crezi că ți-l dă cineva. Păi am scris pe banda galbenă. Stimați respectatori, dacă nu vă interesează subiectul, credeți-mă, s-ar putea să fie anos. Dar eu vă spun că vorbim deci, despre... Deci, birocrația așa distruge România, asta trebuie să fie foarte clar. Și aș vrea să fie sloganul părții din emisiune, din emisiune pe care tu o consideri dedicată subiectului. În loc de stat în groapă românii în acte, scrie, mă, birocrația, cum ai zis, mă? Birocrația omoară România. Birocrația omoară România pe banda neagră, că știi cum e? Pe unul l-am transformat din telespectator în invitat și o să rămână probabil mult timp cu noi, Nea Dobrică, Nea Traian, iar ăsta altul vine și ne schimbă emisiunea, că nu-i place ce scriem noi pe ecran. Nu, deci, mai deschid? Da, te rog. Ei, deci, stimați telespectatori, de ce am vrut să vă arăt? Deci, ca vorbim să știți, numai de partea sanitar-veterinară. Numai partea sanitar-veterinară, da? Da, bun. Repet, stimați telespectatori, ce vedeți aici sunt documente, o mică parte din ce are Caraș acasă, că eu știu ce are acasă orice la capitolul fermier, ăsta. Orice fermier, nu Caraș, că orice fermier din România... Dar birocrația nu se referă doar la fermieri. Am avut nevoie eu acum câteva zile am avut nevoie să fac o tranzacție prin notariatul. Nu vreți să știți. Nu la notariat a fost problema, acolo a mers așa. Câte acte trebuie, cât ce este o tragedie. Cine a avut problemă sau are problemă cu statul, se va uita la această emisiune. Am umplut masa cu acte care, după afirmațiile unor specialiști, birocrația unei firme, actele, chiar Nea Traian, să-mi spui și mata, dacă poate greșim, cumulat firmele din România cheltuiesc în jur de 3 miliarde de euro pe an doar pentru avize, pentru actele necesare, pentru aprobări. Da? E bine? Rezultatul unui sondaj, unei analize făcute de Comisia Europeană, în România, birocrația excesivă mănâncă 6 miliarde de euro pe an de la populație. 6, nu 3? 6, 3 sunt numai taxe și impozite care se plătesc direct. Deci ăia sunt bani care intră la buget, dar eu Caraș, ca să țin toate aceste hârtii, eu cheltui bani. Pentru că e normal, nu am cum să consum hârtie, consum cerneală, consum timp, consum nervi, consum că-ți vine să te dai cu capul de masă noaptea uneori când stai să faci tot felul de procese verbale și o să arăt cam ce fel de ce stupidități și ce ciudățenii extraordinare trebuie să facă un fermier. Am fost în Polonia acum 2 ani. Am niște prieteni în Polonia, văcari, tot aceeași branșă cu noi. Acum 2 ani, după Polonia, după ce a intrat în Uniune, 25% dintre văcarii din Polonia au renunțat la ferme din cauza birocrației. Iar în România eu estimez că este peste 40%, pentru că eu cunosc foarte bine sistemul în țară, peste 40% din fermierii din România, crescători de animale, au renunțat din cauza birocrației pentru că nu fac față. Deci au ajuns documentele și mulțimea lor și complicarea la asta zilnică depășește efortul de creștere a vacilor. Adică e mai greu să faci lucrurile astea decât să crești vaci. Ori eu, ca văcar, eu trebuie să stau lângă vaci, eu trebuie să urmăresc vacile, eu am 1000 și 1000 de activități pe care trebuie să le îndeplinesc în fermă, nu să stau să ling hârtii și documente. Nu-ți mai spun ăsta... Nu ăsta, ăsta. Aici sunt numai rezultatele analizelor pe care le facem la lapte, la apă, la teren, la orice mișcă. Iar fiecare foaie din asta costă cel puțin 1 milion. Bă, aici sunt milioane. Fiecare pagină care o dă aici acara și este 1 milion, 1,5 milioane, 1,3 milioane. În activitatea noastră, domnul Dobre, cum e cu ce spune Caraș? E mic copil. Poftim? E mic copil, deci. Nu pot să cred. Păi, cum să spun eu, ca să faci un tir de marfă să-l exporți, te costă cam 3.000 de euro. Și nu poți să faci în țară, numai afară. Noi cheltuim într-un an normal, ca să facem un export de 1.500 de tone, cam 150.000 de euro. Pe birocrație? Numai pe analize.
Dacă nu, tu îți dai seama ce e aici? Dacă îți vine cumva și un control la NAF și îți mai vine și unul de mediu, ești un crocodil mort. Ca să nu spui pește mort cu vermi în burt. Ești un crocodil mort. Dar pe niște prostii, eu mă mir că le poate suporta omenirea. De ce? Vreți un exemplu? Da. Bun. Deci, eu cumpăr de afară ambalaje, butoaie noi, lăcuite la interior cu lac special, produs în America, făcut în Ungaria. Costă în jur de 30 de euro bucată. Îl aduc, deci nu îl aduc cu produs, cum aduc biscuiți. Îl aduc gol, ca să dau la apicultori să pună miere, pentru că mierea e aliment, aliment medicament. Bun. S-ar putea ca în timpul circuitului, fiind pe câmp, pe păduri, să mai lovești. Nu îl mai poți exporta. Îl strâng și hai să-l dau la cei care se organizează de mediu și de cine dracu i-a mai făcut. Să dai butoi. A, îl colectăm. Păi eu la ora actuală am blocat 60.000 de euro pentru că am fost corect și am zis că dau ăștia la colectori. Le-am dat la colectori, da, dar nu la reciclatori. Cum adică? Cu recuperator îți dă 70 de bani pe kil, tu trebuie să dai la reciclator vreo 80-90. Una peste alta. Aduci un butoi de 30 de euro, îl folosești. Deci nu intră în circuitul... Nu intră în circuitul, deci, iată, nu intră de piață. În circuitul nu intră în circuitul comercial. Așa. Legea e făcută de așa manieră încât dă voie la câte 3-4 trântori din ăștia să câștige. A, dar stați că vine acum la 5 ani odată, vine ANAF-ul sau vine mediu. Niște fetițe frumoase, sau au fost frumoase, te lasă 3-4 luni, dă-i cu tare, dă-i cu tare și la urmă, în ziua semnării, te pune să semnezi document că ești de acord să-i dai 59.000 de euro că nu ai respectat. Care normă? Păi da, dar e 2 lei pe kilogram care i-a dus butoiul. 2 lei pe kilogram de metal. Deci dai 30% din valoarea butoiului numai pentru că ai fost corect și ai dat statului sau cine dracu cumpără ferul vechi, să nu-l dai să-l strici țiganii sau altceva. E ceva de mintea copiilor. E, da, frumos, nu? Astea, da, ne fiind vorba, acum pe bune, ne fiind vorba de chioveși și ne fiind vorba de Coldea, a, ne fiind vorba... A, trebuie să nu, dar ne fiind vorba de economică, subiectul ăsta nu interesează pe nimeni, dar eu vă spun, în România, birocrația care, așa cum a zis Costel Caraș, am și scris pe banda neagră, birocrația ucide, e valabilă pentru toți, că eu bănuiesc că toți. Vă loviți de primării, vă loviți de ANAF, vă loviți de controle, vă loviți de Inspectoratul Teritorial al Muncii, vă loviți de toate astea care orice om din România știe, ucid lent o afacere. De-aia străinii vin în România, pentru că o multinațională sau o firmă străină n-are parte de jaful acesta absolut istoric. Nu, dar sunt foarte mulți străini care vin, stau câteva luni, văd despre ce e vorba și după aia li s-a pleacă și pleacă cu bani, cu tot, sau lasă unii, aruncă și banii și se duc învârtindu-se. Dar spun și afirm cu responsabilitate, marea corupție este mic copil, ca și prejudiciu național adus societății față de această birocrație. Este mic copil. Tu realizezi ce înseamnă 6 miliarde de euro? Da. 3%, deci, 4% din PIB. Înseamnă spre 5% din PIB. Da. Deci asta este enorm. Cum? Și am auzit politicieni de fiecare dată spunând o să luptăm cu corupție, cu birocrația și o să o stârpim. În fiecare zi apar noi și noi și noi cerințe. N-au zis ăștia că anulează 100 de taxe și acum au pus taxe de solidarizare, de solidaritate, au mai băgat o grămadă de taxe, n-au spus că vor face viața mai frumoasă. Domnule, dar nu vor, eu acum și vreau să mă înțeleagă și domnul Dobre să mă înțeleagă în primul rând telespectatorii. Eu nu pun problema banilor. Eu pun problema în primul rând a jignirii care mi se aduce, pentru că, deci fii atent aici, eu mă scol la 5, deci un fermier se scoală la 5, da? Prima oară când se trezește, dacă apucă să mai dea cu apă pe ochi, bine, dacă nu se duce să vadă, animalele sunt întregi, sunt toate, se ridică toate de jos, apare ceva, dacă apare, deja începe sângele să fugă în tine, da? Am obligația, conform legii,
în fiecare dimineață la 7 să fac proces verbal că am verificat animalele și să acolo să spun sunt bine sau nu sunt bine. Seara la 7 la fel cât un proces verbal sau într-un tabel nu, trebuie fiecare să zi? În fiecare zi de 2 ori pe zi 365 de zile pe an care aș face treaba asta. Nu și afară e la fel că tu ai fost în toate țările străine. Bă, omule, ce face un crescător de vaci în Germania nu face la fel? Nu, absolut că nu face. Păi, dar ăla dacă ar face așa ceva, cred că i-ar da cu toporul în cap cuiva să vină să-i ceară o astfel de inepție. Când eu, proprietatea mea, viața mea, tot ce am sunt animalele alea, tu vii să-mi fac eu proces verbal care am verificat. Adică jignirea asta care se aduce la orice pas unde te duci și să ceri o hârtie în plus e o jignire. Este o bătaie de joc. Și cer așa cu tărie, de aia le-am adus, nevastă mea mi-a zis, nu te duce nenorocitule că o să vezi ce belele o să ai. Lasă-mă să-ți închidă ție ferma. Lasă-mă să-mi închidă, odată, chiar vă rog veniți, luați măsuri să închid odată, să termin că m-am săturat. Am apropii și eu, nu pot să zic că de pensie, 40 că, de ani. De mă apropii și 40 de ani cu inima și pot să mă apuc de altceva, dar nu mai rezist. Cu toate că au fost alții care mi-au zis și îmi zice și Dobre, păi bă, tu ești mic copil, stai să spunem noi. O, păi dacă îți povestește, eu asta de vorbă la e prima oară când mă văd cu Nea Dobrică, cu Nea Traian, dar am stat de vorbă la telefon. Pe ce era la telefon, mai aveam eu puțin și plângeam în birou. Bă, omule, deci pe parcursul emisiunii, când o să avem timp, o să citesc din ce, cum se face un proces verbal, ca da, să vezi... Da, pe mâna băncilor sunteți? Vrei să-ți răspund ca Tăricianu? Slavă Domnului că n-am credite. A, bineînțeles că suntem. Ești dependent de bănci? E gata, e bine atunci. Bine, hai să, Costele, vei și cu băncile dar trebuie discutat. Dar la o guardia de finanțe, la o guardia de finanțe, ți-am spus, emisiunea asta, eu am garanția, poate greșesc, că toată lumea a luat telecomanda și a zis, de-aia recupăiam cu actele lor și cu fermele lor și cu vacile lor. Te înșeli! Oamenii se informează unii pe... Bă, asta mănâncă tot românul zi de zi. Ne prostesc mulți că nu știu ce s-a furat, nu știu ce s-a făcut. Asta este marea hoție și marea problemă a României. Faptul că trebuie să lingem hârtii de dimineață până seara, în loc să ne lăsa să producem bani, ca să putem să plătim mai mult, ca să putem să trăim mai bine. Nu, noi stăm ca idioții, lingem hârtii de dimineață până seara, nu se mai poate așa. Eu spun, nu se mai poate așa. Este strigător la se cer. Vezi? Orice om, dacă îți povestesc, am făcut marea prostie, îi tot blamam pe transportatori. Bă, de ce luați mă atâția bani? Ca să car un tir de paie, paiele erau 7 milioane și transportul 25. Da? 25 de milioane. Zic, bă, nu, se mai poate, mi-au camion. Ai fost ei luat? Am fost și mi-a luat camion, mă. Mi-a dat... domnul Daia la timp, cum se cheamă asta, subvenția și dintr-o parte din subvenție, cu toate că mai am datorii și îmi cer scuze față de unii la care mai am să dau bani. Mă, cer scuze de emisiunea mea? Da, mă, dar cer scuze, că să uită lumea. Dă drumul mai departe. Am adus tirul de 4 luni de zile, mă chinui, încă mai am de făcut documente, am dat 3 examene până acum, am ca să pot să ies cu mașina pe drum. Mic copil. Mic copil. Un an jumate am fost până, am adus un camion, un an jumate până mi-a făcut înregistrare pentru că provenea din Elveția via Germania și l-am dus în România un an și jumătate până am putut să înregistrez. Nu cred așa ceva. Și a da, fost folosit la transport special. Realitățile vieții și tu spui mie că schimbă și se uită în altă parte. Dați-mă schimbați, uitați-vă în altă parte. Dar că așa o să uri. Așa, Traiane, dar de ce un an jumate? Că camionul la cer, n-a fost spațial. Păi că nu apărea chitanța de vamă. Și atunci eu căutăm pe documente... Păi și cum ai trecut vama cu el? L-ai trecut frauduos în pădure? Cum? Din Germania? Și atunci cum? Păi nu au zis că de unde l-a cumpărat Germania. Bă, tu n-auzi că... Din Elveția. Toți oamenii în România, noi trei care suntem aici, e exact ca pe vremuri. Bă, de ce v-ați adunat trei? Ia, împrăștiați-vă. Doi trebuie să fie, ne suspectăm toți că suntem hoți, că suntem bandiți. Bă, deci am promis oamenilor că discutăm de pește ăla cu vieri. Lasă-mi că discutăm și de pește, că doar... Mai, băi, repet... Încă una totuși. Cum? Una. Cum adică? Una. Una ce? Mă controlează, ANAFU, că am livrat în Italia miere. Și îmi spune că am dat la o firmă fără TVA, care nu-i plătit de TVA, deși era înregistrat. Un băiat care cred că n-avea de-a face cu ANAF-ul, era paralel, îmi spune că sunt și
nu nesimțit, mi-a zis altfel, că habar nu am. Și am, m-am dus până în Guardia de la Guardia de Finanțe. Știți dumneavoastră ce înseamnă să intri la Guardia de Finanțe? Nu vă doresc la nimeni. Și îmi spune, domnul Dobre, de ce veni? Italian, adică. Da, am fost în Italia. Așa. De ce vine la noi? Când mea ta n-ai treabă, ești corect. Păi, domnule, așa, domnule, las că dăm noi răspuns. Ca pe urmă, după 2 ani blocat alte 70.000, 2 ani de zile, scrisoare de garanție, de ce bani în loc să-i rulez, au stat 2 ani și ei s-au lăudat că au făcut confiscări de la populații, de la firme, să ducă încliftat un inspector de ANAF, să se ducă la CEC, să ducă scrisoarea de fetele aia când au intrat în CEC, cred că au făcut pe ele, când au văzut pe ăla cu epole și așa mai departe. Râsul lumii. Râsul lumii. Da. Bine, facem o pauză acum, nu facem o pauză în emisie, o pauză în subiectul ăsta cu cărțile, cu actele, cu birocrația. Eu nu mă așteptam să fie atât de dramatic, eu am crezut că e mai puțin dramatic. Că vorbisem subiectul ăsta cu tine, dar nu mă așteptam să fie în halul ăsta. Ăștia mici trebuie să dispărem. Bine. Hai să discutăm așa.